Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. La Jurnal TV încep la această oră dezbaterile electorale. Avem trei runde consecutive cu pauze de știri. La prima și la treia emisiune de dezbateri participă câte trei candidați independenți, iar la runda a doua, în ora următoare, vin reprezentanții ai două partide. Dăm start acum primei runde, la care au venit să-și expună prioritățile din programele electorale candidații independenți. Maria Dimineț, care îl reprezintă astăzi pe Gabriel State, bună ziua! Bună ziua. Ați venit. Elena Burghilă, bună ziua și bine ați venit. Și Valentina Cușnir, bună ziua. Bună ziua, bine ați venit. Avem o regulă foarte simplă, câte un minut la început și la final de emisiune, câte un minut pentru fiecare și 12 minute pentru dezbaterile libere. Așadar, doamna Maria Dimineț, vă rog, minutul de început. Domnul Gabriel State vine în Parlament cu sloganul "Vocea ta în Parlament". El este un om de afaceri, nu a făcut niciodată politică, a învățat în schimb să facă afaceri și a reușit. Vine în Parlament cu o platformă bazată pe trei piloni. Primul sunt politicile de tineret, al doilea pilon este crearea condițiilor favorabile pentru atragerea investițiilor străine în Republica Moldova și al treilea pilon este crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea businessului mic și mijlociu. Domnul Gabriel State consideră că atâta timp cât va continua exodul minților din Republica Moldova, în special a tinerilor, nu putem vorbi despre dezvoltare economică și durabilitate în Republica Moldova. Dacă ne referim la politicile de tineret, domnul Gabriel State pune accentul pe învățământ și educație, respectiv pe crearea condițiilor de studii pentru studenți și crearea locurilor de muncă, respectiv și crearea unor condiții de trai. Vă mulțumesc. Bune. O să vă continuați mesajul în cele 12 minute pe care le aveți la dispoziție, doamna Burghilă, vă rog. Bună ziua tuturor, dragi cetățeni, dragi alegători. Întotdeauna cu dumneavoastră am avut o legătură spirituală de suflet prin cântecul pe care vi l-am adus în fiecare casă. De asta dată am hotărât ferm și e o decizie, cred eu, corectă să îmi propun candidatura în calitate de candidat independent. De ce? Fiindcă în următorii cei patru ani care am umblat din sat în sat în cele peste 700 și ceva de sate și orașe ale Republicii Moldova. Am fost alături cu tot sufletul de cetățenii noștri, de poporul nostru. Am văzut cu ce probleme se confruntă zi cu zi și cred că e momentul să-l vin în ajutor prin diferite metode, propuneri, proiecte. Vin în susținerea lor cu sloganul "Ajunge să supraviețuim, e timpul să trăim cu adevărat". Cultura și arta întotdeauna... Atât, vă mulțumesc. Și Valentina Cușnir. Dragi prieteni, bună ziua! Motivele pentru care eu am venit să candidez sunt, în primul rând, solicitările multora dintre dumneavoastră. Mi-ați apreciat poziția mea civică și atitudinea față de problemele dumneavoastră în calitate de deputat în Parlamentul din 2005-2009. Dar... Și un alt motiv îmi servește faptul că nu am văzut acea lumină în evenimentele din 7 aprilie și în zilele următoare, așa cum ne-au promis atât comuniștii cât și democrații. Un alt motiv a fost promovarea femeilor în politică, care doar prin partide se mimează. Avem câteva femei care sunt impuse la tăcere în aceste partide. Eu sunt femeia care nu am tăcut, am demonstrat că trebuie să fiu în serviciul dumneavoastră și nu a unui șef de partid. Vă mulțumesc. Dezbaterile libere continuă. Aveți câte 12 minute în fiecare. Am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cu ce propuneri legislative veți veni dacă veți ajunge deputat în Parlamentul Republicii Moldova? Propuneri legislative pe care le veți înainta dezbaterilor? Domnul Gabriel State va veni cu un proiect care se referă la construirea unui orășel studențesc. Este vorba de un orășel în care să fie
să fie construite blocuri de trai pentru tinerele familii și respectiv cămine bine dotate pentru studenți. De asemenea, domnul Gabriel State va pleda în mod urgent pentru îmbunătățirea condițiilor de studii în universități, pentru că studenții fac studii, dar de fapt nu au nici laboratoare bine dotate ca să însușească bine profesia. Și respectiv va veni cu un proiect de lege menit să îmbunătățească și poziția profesorului sau pedagogului în general. V-am înțeles. Doamna Elena Burghilă, dumneavoastră, cu ce propuneri legislative veți veni? Eu cred, ca și alții, că multe legi la noi nu sunt lucrative sau nu sunt până la capăt duse, aranjate sau nu lucrează, nu sunt respectate și de aia trebuie de făcut în primul rând o analiză și o regulă în unele din ele. Chiar una din ele este legea sponsorizării, noi fiind și artiști și nu numai noi, cei care doresc să facă și o binefacere și mai mult să-și aducă aportul la dezvoltarea acestei societăți, apelăm de multe ori la agenții economici în care nu pot să ne ajute fiindcă nu e bine pusă la punct această lege. Cred eu că o mare parte de susținere pentru această societate sunt asociațiile non-guvernamentale care de altfel se bazează pe acest ajutor, pe acest mica susținere ca să meargă cu proiecte în favoarea acestei societăți și de altfel sunt multe, multe goluri care trebuie de mai completat și de propus ulterior și alte proiecte de legi care ar schimba mecanismul acestei societăți spre bine. V-am înțeles. Doamna Cușnir, în care alte domenii simțiți goluri legislative? Stimați alegători, vin către dumneavoastră în această campanie cu sloganul „Apăr interesul tău în Parlament”. Particip la aceste dezbateri și chiar mă miră faptul că majoritatea din candidați nu știu cu ce ar trebui să se ocupe un deputat. Am spus și vă spun, deputații nu construiesc orășele studențești, nu construiesc blocuri, nu repară spitale sau nu se ocupă strict de o poziție, cum este un candidat care zice se va ocupa de sănătatea dumneavoastră și va repara spitalele. Nu face un deputat aceste lucruri. Deputatul este obligat, participând în forul legislativ suprem a acestui stat, să elaboreze legi, să creeze climatul favorabil pentru ca să se poată dezvolta toate ramurile. Nu putem noi să facem ceea ce trebuie să facă un primar. Cineva spunea că un deputat trebuie să astupe gropile pe drumuri și alte din acestea. Nu este corect. Un deputat trebuie să facă legi. Iată, eu, stimați alegători, dumneavoastră deja cunoașteți. Am o pregătire pentru asta, am și o experiență foarte bogată. Știu cum să o fac, știu ce trebuie să fac. Prima lege la care voi lucra venind în Parlament va fi bugetul de stat pentru anul 2011, care va da posibilitate la toate ce spun alți colegi candidați. Anume, de faptul cum vom direcționa noi banii, chiar dacă îi avem puțini, dar dacă nu îi direcționăm corect și îi irosim, nu putem obține un rezultat bun. În rest, vă zic că am experiența necesară și voi depune toate eforturile acolo unde va fi nevoie, așa cum am făcut-o și până acum. De ce credeți, doamna Cușnir, că dumneavoastră veți reuși să acumulați voturile necesare pentru a trece în Parlament față de alți candidați independenți concurenți cu dumneavoastră în această campanie? Eu cred că fiecare se gândește că va accede în Parlament și e dreptul fiecăruia să candideze. Din întâlnirile pe care le-am avut permanent cu cetățenii, chiar și de când nu mai eram deputat, știu că și-au dorit foarte mult să mă vadă acolo, mi-au simțit lipsa în actualul Parlament și sunt sigură că chiar din faptul că a rămas discriminatoriu acest prag tocmai de 2%, eu eram sigură că și 3% luam în anul trecut, 2% este mult mai ușor. Eu cred că cetățenii se vor uni și Republica Moldova va deveni cunoscută prin faptul că pentru prima dată va fi ales un candidat independent, va trece să fie deputat independent și acest deputat va fi Valentina Cușnir. Vă rog.
Atunci când noi venim, eu vorbesc de mine ca în calitate de candidat independent, vin cu niște idei fixe și orientate direct spre popor, fiindcă, nu știu, în primul rând, eu personal port și titlul de artist al poporului și întotdeauna, cred că sunt cea mai veche persoană de pe tot fundalul acesta politic de când am început o carieră artistică și lumea pur și simplu m-a descoperit în cazul acesta ca interpretă. Dar eu vreau să vă spun că deputații, chiar dacă zic că nu se ocupă de proiecte, nu știu ce, dar ei întăresc bugetul și atunci când acești bani se duc la guvern și sunt implementați sau se efectuează niște proiecte, se susțin, eu știu, trebuie să se monitorizeze. Deci de aici începe noi să venim în Parlament, să întărim un buget nu pentru cultură să se dea printre degete, trebuie să se dea mulți bani pentru cultură. Eu sunt pentru asta și voi fi dacă ne meresc în Parlament. Deci 50 de milioane e foarte puțin când se dau pe an. Pentru că avem foarte multe de făcut. De altfel, cultura și arta este pilonul principal pe care se ține o societate. Pentru asta noi venim să optăm. Dar și să urmărim cum se monitorizează și dacă direct și dacă corect și dacă se efectuează până la capăt aceste proiecte. Deci, asta e. Veniți să reprezentați și sunteți vocea oamenilor de cultură și de artă. Și nu numai, eu sunt reprezentantă acestei societăți, dar inclusiv și domeniul meu pe care se ține o societate. Cum credeți că o să faceți față în celelalte domenii care sunt mult mai complicate? Eu zic că voi susține orice idee orientată spre soluționarea tuturor problemelor care se confruntă zi de zi Moldova. Deci sunt aptă ca să intru în esență și să văd dacă se lucrează sau nu. Elementar, un deputat nu trebuie să stea în pereții Parlamentului. El trebuie să se deplaseze cel puțin o dată în săptămână, să facă cunoștință cu problemele poporului. E greșită părerea asta că 4 ani nu mai avem acces nici noi acolo, oamenii simpli, ba cei nu trebuie să se deplaseze, ba că nu au mașini, ba că nu au posibilități. Deci eu cred că odată ce poporul ți-a dat un vot de încredere, tu trebuie să fii 4 ani în ritm cu el și să-i soluționezi, că avem foarte multe goluri. Da, dar pentru a face față aveți nevoie de cunoștințe în drept, în juridică, drept constituțional, doamnă, administrativ, înțelegeți, economic. Acolo, în Parlament, nu numai deputații lucrează acolo, sunt angajați zeci de profesioniști, juriști în toate domeniile și se poate de lucrat cu ei și de conlucrat ca să aducem această lege ca să fie lucrativă. Fie că ar fi comparată cu alte legi unde se lucrează de acum, productiv în alte țări, ca un schimb de experiență. Pe urmă, optez foarte mult pentru o imagine bună a țării noastre pe fondal, fiindcă dacă vom avea o imagine, ne vor onora și investitorii, și vizitatorii, și turiștii, etc. Deci eu cred și sunt sigură că trebuia de mult, de 20 de ani în urmă, repus întrebarea drumurilor. Drumurile la noi sunt extrem de devastatoare și ele pur și simplu, deci în formă foarte proastă. Deci eu cred pentru asta este guvern, doamna Burghila. Păi pentru asta este guvern, dar de ce nu s-a alocat din Parlament buget pentru asta? Probabil, dar dacă s-a alocat, nu s-a făcut, probabil. Sau s-a făcut, este de analizat. Deci eu doresc, bine, s-a dus ce s-a făcut, s-a dus cu timpul, nu se mai întoarce, cred eu, înapoi. Dar haideți de astăzi înainte, să vină lumea acolo și să țină piept, să monitorizeze, să aibă grijă ca drumul spre prosperitatea acestei țări să fie în atenția tuturor și fiecare chiar să pună umărul. E părerea mea personală. Eu pentru asta și am venit în calitate de candidat independent și nu m-am regăsit pe nici o listă, fiindcă vin cu niște idei și o manieră de a conduce în această țară mai personală. Sper să mă înțeleagă colegii de aveți Parlament. Aveți o remarcă de făcut? Da, eu vreau să fac niște clarificări la ceea ce s-a discutat acum. În legătură cu ceea ce trebuie să facă deputatul în Parlament, Ana Cușnir, într-adevăr, are dreptate, deputatul face legi în Parlament, dar aceste legi sunt elaborate nu pentru a fi stocate într-o bibliotecă, iar studenții să vină să le studieze și să vadă, Doamne, cât de deștepți au fost deputații. Legea reprezintă o soluție pentru o problemă. Legea trebuie să aibă o finalitate, iar această finalitate este cea care e tangibilă, este practică, implicată. În privința bugetului, toată lumea vorbește despre buget, că trebuie să ne concentrăm pe planificarea corectă a bugetului și aveți dreptate, doamna Burghila, dar mai puțin se vorbește de unde să luăm bani
pentru buget. Aici este problema. Și toți trec cu vedere acest aspect pentru că, într-adevăr, este foarte dificil. Este mai ușor să distribui un buget decât să aduci bani în buget. Ori, în condițiile actuale, Republica Moldova chiar nu are altă soluție pentru a acumula acești bani în buget decât de a-și impune toată atenția în privința situației ce ține de businessul mic și mijlociu și atragerea investițiilor străine. Și dacă ne referim iarăși la legi, investițiile străine nu pot fi aduse la noi în țară din considerentul că legislația este foarte imperfectă. Pentru că deputații, atunci când adoptă o lege, nu se gândește la beneficiile cetățeanului, dar se gândește cum să-și protejeze anumite interese, fie ale sale, fie ale unor grupări economice, nu contează. Și tocmai din această situație, circumstanțele în domeniul investițiilor străine în Republica Moldova sunt destul de dificile. Oamenii de afaceri vor să investească, dar ei nu sunt siguri că cel puțin își vor scoate banii. Au fost cazuri în care au venit investitori de peste hotare și au pierdut totul. Cum credeți ei când se întorc la ei în țară, ce spun? Spun că veniți oameni buni și investiți în Republica Moldova pentru că veți face profit? Nu este adevărat. Și tocmai asta trebuie să facă deputat în Parlament. Eu mă gândesc ce lege adopt astfel încât pe plan social, economic, să aibă de câștigat cetățeanul. Dar nu să adopt legi în dependență de ce este mai convenabil pentru partidul meu. De acord, este opinia dumneavoastră sau a candidatului independent Gabriel State? Eu reprezint pe domnul Gabriel State și transmit mesajul domnului Gabriel State. De ce deleagă Gabriel State persoane anumite la dezbateri și nu vine personal? Pentru că un candidat independent este eventual pe viitor un deputat independent care va trebui singur să vorbească la tribuna Parlamentului. Domnul Gabriel State vorbește singur, doar că nu din studio. El s-a lansat în politică, de fapt a decis să se lanseze în politică pe 6 septembrie, după ce au fost comunicate rezultatele referendumului. Și ținând cont de timpul scurt pe care îl are, dumnealui preferă să meargă mai mult în teritoriu și să discute tete-a-tete cu oamenii. Și în acest timp cât el se află în teritoriu, noi, reprezentanții domnului Gabriel State, venim în studio. Referitor la politicile de tineret despre care am început să vorbim, mă interesează să punctați câteva importante strategii pe termen scurt și pe termen mediu. Vă rog. Știți, tot ce ține de educație, de tineret, nu poți să vorbești pe termen scurt pentru că situația a degradat totalmente în domeniu. Dar sunt câteva aspecte importante care trebuiesc în mod urgent discutate, analizate și elaborate strategii. Este vorba de calitatea învățământului, ceea ce înseamnă specialiști prost pregătiți. Este vorba de educația care a degenerat în ultimii ani. Ori o societate bogată este o societate educată și este vorba de cel mai important, lipsa locurilor de muncă pentru tineri, lipsa locurilor de trai. Și iată, aici nu putem să vorbim despre o strategie pe 2 săptămâni, pe o lună sau pe 3, pentru că lucrurile trebuie pornite de la cadrul legal, de la crearea condițiilor pentru ca tinerii să nu plece sau pentru ca tinerii să se întoarcă în Republica Moldova. Avem nevoie de condiții favorabile sau asigurări pentru businessul mic și mijlociu și pentru investitorii străini. Ați atins o temă foarte importantă. Cum să facem ca să nu plece populația din Republica Moldova? Cum să oprim migrația populației care este nevoită să plece să-și câștige bani în străinătate? Doamna Cușnir, dumneavoastră, cum credeți? Noi nu putem opri prin legi cum s-a încercat să facă chiar din regret și în Parlamentul când am fost eu, prin înăsprirea sau pedeapsa pentru cei care duc aceste persoane. Și atunci am zis, ce facem? Dacă măriți pedeapsa, se va mări taxa pentru plecare, dar omul este și în special tinerii sunt nevoiți să plece fiindcă nu au aici, nu-și mai văd un viitor pe un timp încă nu se știe cât. Și atunci noi trebuie nu declarativ sau prin aceste metode, prin înăsprirea responsabilității celor care duc aceste persoane peste hotare, credem că vom rezolva problema. Problema este prin înlăturarea acelor motive care îi fac pe cetățeni să plece peste hotare și ele încă continuă. Noi trebuie să stopăm acest declin economic, care este primul punct din programul meu electoral, și să încercăm încetul cu încetul să ne ridicăm în sus. Nu vreau să repet, dacă ar fi să-mi dau votul, l-aș da pentru doamna domnișoara Dimineț, fiindcă m-a convins
Nu știu dacă și cel pe care o reprezintă gândește la fel, nu am avut ocazia să văd. Și iată, aici avem foarte mult și în special să creăm acest climat favorabil pentru investiții. Noi nu putem cu investițiile interioare doar să ne ridicăm din situația în care ne-am pomenit. Noi avem nevoie de investiții din exterior, dar avem și o problemă foarte mare care ne încurcă ca să vină aceste investiții. Este și situația din justiția noastră pe care am de gând, venind în Parlament, să vin îndată cu niște propuneri legislative pentru ca să modificăm și să ieșim din acea situație creată în interiorul justiției. Avem și judecători, și procurori, și polițiști foarte buni, dar din cauza că capii lor sunt prea corupți și imperfecți, avem situația aceasta. Trebuie să înțeleagă fiecare, dar în același timp să nu fie presat de acești capi, să se găsească, să știe că va fi protejat, să ne curățim aceste organe și să dăm posibilitatea investitorilor să vină. Ei sunt și încearcă să vină la noi, dar atâta timp cât nu avem și nicio stabilitate politică, ei nu pot veni și exodul, din păcate, va continua. Eu știu și pot veni cu aceste inițiative și sunt sigură că le vor susține și toate partidele, că aceasta este situația și asta trebuie să facem în primul și în primul rând. Puteți completa, doamna Burghelă. Eu, într-adevăr, sunt de părerea că tineretul nostru nu îi ajunge cel salariu, chiar dacă se angajează undeva. Deci ca să plătească și gazdă, mai ales dacă e vorba de Chișinău, în sat nu mai vorbim, că acolo nu mai găsești de lucru. Și sunt nevoiți, din păcate, să părăsească. Cine? Cei care pot să construiască, să ridice această țară. Cei specialiști care noi, an de an, finisează sau universitate, niște copii deștepți chiar, se duc și construiesc alte țări și investesc acolo atunci asta potențialul. Asta e realitatea, dar în rolul de deputat ce ați face? Eu vă zic că nu, m-aș implica în a schimba unele aspecte a unor legi care ziceam că ar lucra productiv pentru susținerea societății, la general, și începând de la copii până la adulți, fiindcă asta e societatea noastră și ne trebuie să avem grijă de toate păturile sociale. V-am înțeles. În momentul când o să ajungeți, probabil, la alegerea șefului statului, spuneți-mi dacă veți susține orice candidatură ar fi la această funcție din orice partid, dacă da sau nu, oricum să argumentați. Vă rog. Va susține, pentru că în Parlament se cooperează, în Parlament se comunică și nu trebuie depus în prim plan orgoliile și ambițiile. Dacă alegerea unui candidat, chiar dacă personal nu-l agraiez pentru ceea ce a făcut, dar dacă alegerea acestui candidat contribuie la stabilitatea situației politice și contribuie la îmbunătățirea situației sociale-economice, de ce să nu o fac? Deci așa ar trebui să gândească fiecare deputat, pentru că se alege pentru popor, iar poporul lasă să-l penalizeze dacă a greșit în fața sa. Oricum veți alege calitățile unui eventual sau pretendentului la funcția de șef. Independență de calitățile profesionale, independență de responsabilitățile pe care în decursul anilor și le-a asumat față de popor. Și depinde dacă și le-a îndeplinit sau nu, depinde de corectitudinea acestei persoane față de popor și față de legile Republicii Moldova. Indiferent din ce partid vine? Dacă acest candidat întrunește toate aceste calități, este un bun profesionist, nu a călcat în picioare legile Republicii Moldova și poate merită acest post, de ce nu? De ce să amânăm acest subiect? De ce să fie... Știți care este problema? Fiecare partid vrea să-și înainteze propriul candidat. Aici este problema. Cred că trebuie trecut peste acest aspect. Și dacă toți deputații ar face acest lucru și s-ar gândi la popor, nu la interesele personale, noi nu ne-am aflat în criză politică. Sunt de aceeași părere. Un președinte de țară trebuie să facă față, în primul rând, să fie sincer și să creadă în ceea ce poate face el. Nu votul l-ați da pentru oricine? Asta eu l-aș da pentru o persoană cu adevărat, cu sufletul pentru acest popor, care are o biografie bună și care a greșit mai puțin, fiindcă vreau să vă spun că perfecți nu sunt,
Nu, noi nu suntem perfecți, dar cei care și-au dus aportul mai mult la dezvoltarea acestei societăți, care este apt, sau poate să ne reprezinte. V-am înțeles, doamna Cușnir. Eu deja am demonstrat că nu îmi dau votul pentru oricine la funcția de președinte a Republicii. Am făcut-o la 4 aprilie 2005, atunci când am ascultat alegătorul și nu l-am votat pe criminalul Voronin în funcția de președinte a Republicii Moldova, cel care ulterior ne-a omorât copiii, a vrut să ne distrugă și neamul și limba, și asta o voi face în continuare. Noi avem destule personalități care pot să fie în funcția de președinte a Republicii. Nu sunt pentru ca funcția de președinte să fie un algoritm între partidele care au acces în Parlament, să fie o persoană fără de partid din exteriorul partidelor care au intrat în Parlament. Nu așa cum a așteptat Lupul, că el vrea să fie numai președinte și, fiind economist, de ce nu s-a dus să fie prim-ministru sau altă funcție? Că lui s-a împărțit și apoi cineva se tânguia că uite că a rămas fără funcție, a rămas deputat și trebuia să demonstreze că poate fi președinte. Nu voi vota niciodată pentru Lupul dacă fi înaintat în funcția de președinte. Dacă va fi necesar un vot de aur, l-ați da din partea dumneavoastră? Eu nu pot să dau un vot de aur pentru o persoană compromisă care face ceva rău împotriva poporului nostru. Asta înseamnă criză politică din nou. Asta înseamnă din nou alegeri, probabil, parlamentare. Eu cred că noi nu vom ajunge în această situație, că vor ajunge și minți luminate în Parlament, inclusiv și deputați independenți, care vor putea să nu se ajungă la acel vot de aur, dar să fie responsabili toți și unanim să votăm un președinte de Parlament, să nu fie nevoie de un vot de aur. Cu ce relații este bine, în ce fel de relații trebuie să avem cu țările partenere, cu România, cu Rusia, cu Ucraina, și ce curs trebuie să aibă Republica Moldova potrivit dumneavoastră? Este foarte important pentru o țară mică cum este Republica Moldova să se înțeleagă cu toate țările. Nu putem să înaintăm pretenții, nu putem să ne certăm. În primul rând că nu este firesc acest lucru și cetățenii n-au nimic de câștigat. Până înțeles, Moldova are nevoie de un curs european. Dar toți care vorbesc despre integrare europeană încearcă să ascundă un lucru foarte important cetățenilor. Pentru că în situația actuală în care este Republica Moldova, cu o infrastructură distrusă, cu o economie rudimentară și cu 1 milion de cetățeni plecați peste hotare, nici nu poate fi pusă în discuție problema integrării europene. Că Uniunea Europeană ne încurajează, este absolut firesc să ne încurajeze, pentru că, de altfel, Republica Moldova a și declarat aceste bune intenții. Dar, înainte de a vorbi atât de mult despre integrare europeană, haideți să facem pentru început ordine în țară, să aducem acel 1 milion de oameni care se află peste hotare și care lucrează, fie ilegal, fie au statut de second hand în țările Uniunii Europene. Haideți să-i aducem acasă, haideți să creăm condiții economice bune și atunci putem într-adevăr să negociem, să stăm la masă cu Uniunea Europeană și să spunem, da, noi suntem pregătiți. Republica Moldova nu a reușit să implementeze cele mai importante reforme pe care Uniunea Europeană le-a recomandat. La nivelul corupției suntem pe nota zero și cred că în asemenea condiții chiar nu mai putem să avem tupeul să spunem că noi mergem în Uniunea Europeană și fiți siguri că asta se întâmplă în 2 ani. Dar sunteți pentru... Suntem pentru. Asta este un curs firesc, Europa. Natural. Doamna Burghilă, vreau să aud și din partea dumneavoastră un răspuns. Sunteți pentru integrarea în Uniunea Europeană? Eu, fiind, ziceam, de cel puțin 20 de ani artist pe scenă, întotdeauna am optat pentru o imagine frumoasă în toată lumea acestei țări și am făcut pași concreți, chiar în timpul când lumea își făcea promovare electorală sau alții colegi independenți mai strângeau scheleturi, eu am mers în China și am mers o săptămână, am avut spectacole, ne-am prezentat bine Moldova în acest festival. Deci, întotdeauna am optat pentru o imagine frumoasă și în continuare mă voi implica în construcția unui centru mare internațional, unde va fi porțele deschise, ca să ne
să ne cunoască lumea, să intre într acest centru unde vor veni. Vom face în fiecare săptămână festivaluri și întâlniri și nu numai cu artiști profesioniști, dar aș vrea să dăm o șansă de egalitate și celor amatori, celor artiști din sate care păstrează focul aprins în vatră. Și eu sunt pentru armonie internațională globală. Mm-hmm. V-am înțeles. Doamna Cușnir, putem să avem relații privilegiate cu un anumit stat sau nu? Eu zic că Parlamentul nostru, în 2005, la 22 iulie, deja a votat vectorul european, l-a votat unanim, inclusiv și comuniștii. Este altceva că s-a dus o politică duplicitară și, de fapt, atunci când se spunea că mergem în Uniunea Europeană, noi mergeam și ne-am trezit la Moscova, ne-am trezit cu armata rusă să rămână aici în stânga Nistrului, ne-am trezit cu acea declarație semnată de Vladimir Voronin la 18 martie 2009, câteva zile înainte de alegerile din 5 aprilie, prin care a legiferat rămânerea armatei ruse pe veci aici. Eu sunt pentru relațiile cu toate statele, dar să știe cei care au pus ochiul pe acest pământ că Dumnezeu ne l-a dat nouă și noi vom rămâne aici. Nu trebuie să ne șantajeze pentru a-și rezolva niște politici ale sale urâte și murdare. Relațiile de comerț, de schimb, nu trebuie să fie încurcate cu politicul. Și eu, deci, sunt pentru relațiile cu toate statele, dar să dăm ripostă celor care încearcă să ne șantajeze. Ce atitudine aveți dumneavoastră față de abolirea regimului comunist în Republica Moldova și comisia care este în funcțiune? S-a încercat un lucru foarte bun. Foarte rău că nu s-a dus la capăt și asta descurajează cetățenii și diminuează importanța la ceea ce s-a vrut să facem. S-a pornit, zic, un lucru bun și ar trebui să-l continuăm, dacă chiar s-a întârziat, să-l ducem până la capăt și comisia să-și prezinte acest raport. Voi insista ca să vină în Parlament și să punem odată punct foarte clar, să arătăm că suntem un popor demn și să aducem lumină în această cauză. Gabriel Stati condamnă sau aprobă regimul comunist în Republica Moldova? În primul Parlament, Partidul Comunist a fost scos în afara legii, după care, foarte neașteptat, a fost din nou legiferat. Bineînțeles că este împotrivă. Nu suntem în secolul potrivit pentru a crește un asemenea partid și pentru a ne conduce un asemenea partid. Poate, în cel mai bun caz, dacă tot în asemenea situații cei care luptă împotriva Partidului Comunist sunt acuzați de încălcarea unor anumitor drepturi, atunci să-și ia Partidul Comunist o doctrină social-democrată și să se reformeze, dacă atât de mult le place cum sună acest Partid Comunist. Dar în formatul în care el există, nu cred că ne face cinste și în plus că sunt foarte multe amintiri neplăcute legate de regimul comunist din perioada sovietică și oricât de mult nu s-ar încerca de șlefuit imaginea acestui partid, oamenii nu au uitat ce s-a întâmplat. Și asta se transmite din generație în generație. Dacă va ajunge Gabi Stati deputat, atunci va susține orice lege bună pentru popor, indiferent de partidul de la care vine? Bineînțeles, dacă nu pot să negăm faptul că în Partidul Comunist există și specialiști, oameni de treabă, specialiști în diferite domenii care pot să propună niște soluții reale. Și dacă acel proiect de lege este bine elaborat și cu adevărat oferă o soluție pentru o problemă socială și economică, nu văd de ce, din anumite principii, nu am votat. Da, este Partidul Comunist, dar dacă este ideea bună și ea poate să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii, cred că trebuie de votat. Și acest lucru va face Gabriel Stati, dacă legea va fi bună. V-am înțeles. Elena Burghila are posibilitatea acum să interpreteze o piesă, a solicitat să o facă din minutele de care dispune. Vă rugăm. Prin multe căi și gânduri diferite, pe spatele acestui bun popor, mai mulți cu două fețe își fac un nume, dorind chiar azi și în viitor în tron.
Zadarnic mai privim acest spectacol. De ani și ani stagnăm și îndurăm. Mereu ne tot promit o viață nouă, dar noi, naivi cu minți, tot așteptăm. Haideți să ridicăm cu cinste țara, o dovadă dragă, sfânt pământ, cum alte țări și-au căpătat onoare, fiindcă merită mai mult eu azi făcând. Haideți să ridicăm cu cinste țara, se ceartă și se bat pentru o bucată. Oameni buni, alegeți, nu ratați. De ce nu ne stimăm la noi acasă? De parcă nu am fi surori și frați. De ce îngenunchem de atâta vreme? De ce speranțele se nasc și mor? Cât ne-am dorit ca să muncim în țară, și când plecăm de sat ne este dor. Haideți să ridicăm cu cinste țara, o dovadă dragă, sfânt pământ, cum alte țări și-au căpătat onoare, fiindcă merită mai mult eu azi făcând. E o comoară. Istoria în timp ne-a demonstrat. Ca să trăim în liniște și pace, strămoșii noștri sânge au vărsat. Noi nu suntem provincie săracă, avem popor frumos și muncitor. Prieteni așteptăm din lumea mare, de acest pământ curat și primitor. Să ridicăm cu cinste țara, Moldova dragă, sfânt pământ, cum alte țări și-au căpătat onoare, fiindcă merită mai mult eu azi făcând. Haideți să ridicăm cu cinste țara, Moldova dragă, sfânt pământ, cum alte țări și-au căpătat onoare, fiindcă merită mai mult. Este o melodie scrisă de mine vara aceasta, din durere, fiindcă am fost nevoită să plec după hotare și eu, ca să pot să îmi câștig o bucățică de pâine, nu prea am avut loc aici anul acesta, și l-am scris din durerea poporului meu, fiindcă am fost alături în ultimii ani, și se numește această melodie Să ridicăm cu cinste țara. Cine dorește să o asculte de mai multe ori, să intre în esență, ar putea intra pe site-ul meu, lenuțaurghila.md. V-am înțeles. Acum, pentru Valentina Cușniru, o întrebare. În ce mod poate fi lichidată corupția în instituțiile de stat ale Moldovei? E greu să spunem aici într-un minut sau două, dar dacă nu facem acest lucru, sigur că nu mai putem merge înainte și nu ne putem rezolva acele probleme. Cel mai grav este că anume corupția și-a făcut rădăcini în cele mai înalte structuri ale statului. Se acoperă unul pe alții, ne droghează copiii, cineva se face bogat, face bani pe seama noastră, am ajuns în niște drame, dar nu sunt prinși acei, fiindcă ei sunt păziți, tutelați de cineva din organele de stat. Am făcut mult în această direcție și voi continua să fac și în viitorul Parlament. Am avut numeroase interpelări.
am obținut în special referitor la privatizările ilegale și în special din domeniul care eu sunt, din vinificație și în special privatizarea fabricii de vinuri și coniacuri din Călăraș, când colegii mei vinificatori îi întâlnesc prin Italia, Portugalia și alte țări. Voi continua. Am toate materialele deja pregătite pentru a readuce această fabrică statului, ca să lichidăm această portiță de corupție care a făcut-o Vladimir Voronin vânzând această fabrică pe câțiva bani, iar investițiile care trebuiau să le facă nu le-au făcut. Iată, aici sunt cele mai mari probleme, că și actualul Minister al Economiei nu a scos la iveală neîndeplinirea contractelor a celor care au privatizat întreprinderile noastre. Iată, cu aceste grave încălcări ale legislației, legea este, ea nu se execută. Aici îmi voi depune tot efortul pentru a lichida acest flagel. Și cred că aici voi fi susținută de tot de față din Parlament, fiindcă numai împreună putem să dăm libertate dezvoltării economiei și avansarea înainte și integrarea în Uniunea Europeană. Dar și în sistemul judecătoresc există probleme și corupția e la nivelul înalt. Deja am vorbit despre sistemul judecătoresc și am spus că voi veni cu propuneri pentru a face ordine și în acest sistem. Am vorbit despre asta, din acest motiv nu m-am referit acum. V-am înțeles. Pentru Maria Dimineță o întrebare. O performanță îndrăzneață își propune să atingă Gabi State, care zice că este bine ca din Moldova să transformăm o Elveție. Spuneți-mi cum? Tocmai bazându-ne pe cele trei strategii sau idei de bază din programul său, este un proces de lungă durată. În primul rând, trebuie să scăpăm de corupție, dar apropo de corupție, avem un sistem judecătoresc corupt. Cine să ne apere atunci? Avem o clasă politică care de 19 ani face promisiuni și 19 ani a folosit bugetul de stat în scopuri personale și nu în scopul cetățeanului Republicii Moldova. Cum se rezolve această problemă? Deci este nevoie de condiții. Aceste condiții se creează în cadrul unei legislații perfecte, în cadrul unei clase politice care în primul rând va respecta legea și în condițiile în care fiecare cetățean va avea posibilitatea aici în țară să-și câștige bucate de pâine și să asigure un trai decent familiei sale. Este un proces de lungă durată și toate aceste lucruri trebuie făcute treptat. Dar va fi foarte dificil de cooperat în Parlament în asemenea condiții. Deputații noștri au demonstrat în 19 ani de independență că mai puțin le pasă de aceste probleme și că doar în discursurile politice, în perorațiile ținute în fața europenilor, ei sunt corecți și ei oferă soluții reale. În practică însă nu avem nimic. La capitolul locuri de muncă și salarii, cu ce propuneri veniți? Atragerea tinerilor în activități de antreprenoriat, acordarea facilităților pentru desfășurarea unei afaceri și aici avem problema creditelor eliberate de bănci, ar fi necesar de a micșora această dobândă pe care trebuie să o achite tânărul, care este foarte mare și nu-i permite să se descurce cu această problemă. Ar fi necesar poate și crearea unui fond public-privat, un fond care s-ar aloca bani pentru acoperirea unei părți din această dobândă pe care trebuie să o achite tânărul. Puteți să vă spuneți părerea, doamna Cușnir, exact la această întrebare, dacă puteți. Nu știu dacă mai am 13 secunde mai aveți, foarte puțin. Timp, dar foarte puțin. Sunt de acord și am zis că aș vota-o pe doamna Maria Dimineț. Nu știu cum gândește cel pe care îl reprezintă. Sunt de acord cu totul ce a spus dumneavoastră. V-am înțeles. Dacă mai aveți ceva să adăugați din platforma electorală a lui Gabi State, ați putea să o faceți, că aveți puțin timp la dispoziție. Eu aș vrea să vin cu o concluzie, totodată o să mă refer și la unele aspecte din platformă. Domnul Gavril State nu vine în politică pentru imunitate parlamentară, vreau să precizez acest lucru pentru că mulți aduc asemenea reproșuri. El a reușit să desfășoare afaceri în condiții politice foarte dificile în decurs de
peste 10 ani. A reușit să facă acest lucru fără a avea nevoie de imunitate parlamentară. Dar vine în Parlament pentru că îi pasă. Mulți nu cred acest lucru. De ce să-i pese? Ba da, îi pasă. Pentru că cel puțin domnul Gabriel State, spre deosebire de alți politicieni, a demonstrat că este capabil de ceva. El a creat peste 60.000 de locuri de muncă pe toate continentele lumii și dintre care peste 12.000 de locuri în Republica Moldova. Oare aceasta nu este o dovadă că domnul Gabriel State este bine intenționat și este sincer în ceea ce privește alegerea pe care a făcut-o după 5 septembrie? Domnul Gabriel State înțelege foarte bine că unica problemă sau una dintre cele mai importante probleme care nu permite dezvoltarea vieții economice din Republica Moldova este exodul tinerilor. Și tocmai din acest considerent, el se va concentra asupra soluționării acestei probleme, oferind tinerilor condiții bune de trai în Republica Moldova. Timpul a expirat pentru fiecare dintre dumneavoastră. Acum, la final, aveți câte un minut, mesaj de final. Domnul Gabriel State vrea să facă într-adevăr din Republica Moldova o Elveție. A scris acest material, a apărut recent pe blogul său personal. Mulți se întreabă cum este posibil acest lucru sau mulți reproșează că sunt doar niște fantasmagorii ale domnului Gabriel State. Nu este adevărat. Avem nevoie de trei soluții sau de trei posibilități pentru a realiza acest lucru. În primul rând, este nevoie de a pune accent pe educație și învățământ. Un popor educat, un popor cultivat, spiritual, este cel care va putea să ia decizii corecte privind viitorul țării sale. Și tocmai din acest considerent, domnul Gabriel State consideră educația și învățământul prioritară pentru stabilirea unui traiectorii bune pentru dezvoltarea economică de perspectivă. Businessul mic și mijlociu, fiecare, este la fel important. Fiecare cetățean își dorește să aibă o afacere, fiecare cetățean își dorește să fie în siguranță. Vă mulțumesc. Minutul de final pentru Elena Burghilă. Atunci când vorbim că pentru o șansă și optăm pentru o șansă de egalitate a cetățenilor noștri, înseamnă că spunem totul. Și vreau să mă adresez celor care ne privesc și întregului popor și întregului neam, că fiind alături de mine, veți fi alături de cei, eu știu, aproximativ 2 milioane de oameni pe care i-am întâlnit pe parcursul acestor ani, fie pe scenele din satele Moldovei sau fie consumatori de cultură și artă, adică potențiali și cei spectatori, cei telespectatori. Deci lumea noastră așteaptă o luminiță de speranță de la noi și eu întotdeauna am fost, sunt și voi fi alături de dumneavoastră, dragi cetățeni. Faptele vorbesc despre om. Vreau ca toți cei care doresc să vină să conducă acest stat să vină prin fapte și să înfăptuiască lucruri deosebite. Doamna Cușnir, vă rog, minutul de final. Dragi prieteni, eu am pornit schimbarea la 4 aprilie 2005, atunci când i-am dat o palmă trădătorului Roșca. Tinerii au continuat spre această schimbare la 7 aprilie 2005. Eu vă duce lumină în evenimentele din aprilie. Vreau să vă chem să scăpăm în actualele alegeri de Voronin și Lupu, Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat. V-ați săturat să tot auziți că suntem cei mai săraci. Noi nu suntem săraci. Noi nu avem bani. Putem deveni cunoscuți votând un candidat independent. Avem nevoie ca niciodată de deputați independenți în Parlament. Vă chem să votați o femeie, să votați o mamă care va avea grijă de dumneavoastră, de copiii dumneavoastră, cât și de părinții dumneavoastră. Șansa va fi a tuturor, votând pentru candidatul independent Valentina Cușnir. Mă găsiți la sfârșitul buletinului de vot, undeva a 6 de la sfârșit, dacă nu intervine careva schimbări. Vă mulțumesc pentru participarea la dezbaterile electorale. Vă doresc mult succes la scrutin. Doamnelor și domnilor, ați urmărit o rundă de dezbateri la Jurnal TV. Ne revedem în ora următoare, după știri, cu participarea reprezentanților de partid. Toate bune!